Domnul doctor Mihail Pautov, observ că am robă, da? Da, dar de ce-i cu ea? Cum ce-i cu ea? Eu am terminat dreptul, sunt avocat. Wow, ce tare! Exact. Păi, dar asta nu e robă de avocat. Cum nu e robă de avocat? E robă de avocat, vezi că am și Constituția și am și ciocănel. Dacă mă superi, imediat te trec în... Vreau să zic în boxă, vreau să zic că te trec, te dau afară și îți dau și amendă. Mi s-a făcut rău deja. Doctore, în primul rând, la mulți ani, să fii sănătos, să spun și public, am vorbit și prin mesaje că a fost ziua ta, la mulți ani, ai avut și de parte și de un cadou special, ce mai, treabă serioasă, doctore. Doctore! Mulțumesc mult! Să fie într-un ceas bun. 34 de ani, deja mă dor genunchii, deja nu știu ce să mănânc sănătos ca să mă țin Hopa, în formă. Da, perfect. 34 de ani, doctor Mihail, oameni buni, a fost ziua lui de naștere. Puteți să-i spuneți, să-i dați mesaje de la mulți ani, e pe pagina de Instagram, pe Facebook, pe TikTok, peste tot. Doctore, să trecem la treabă. Ești pregătit? Da. Haide. Ieri domnul doctor Virgil Stroiescu a venit și ne-a dat lumea peste cap, ca să spun așa, și ne-a povestit despre alimentele care ne fac rău. Stai că le-am notat aici, dar era foarte simplu, că țineam eu minte ce vă aduce vouă: lapte, carne, brânză, ouă. Și ne-a spus domnul Virgil Stroiescu că dacă mâncăm multă carne roșie, dacă mâncăm brânză, dacă bem lapte și mâncăm ouă, nu e bine pentru viața noastră. Ce ai de spus în apărarea ta, doctor Mihail Pautov? Vreau să zic că l-am văzut ieri pe domnul doctor și mi se pare fenomenal. Deci dacă mi-aș dori acum să fiu cumva, să zic, mai încolo în viață, când o să înaintez în vârstă, așa aș vrea să fiu, Cătălin. Mi se pare extraordinar omul acesta, cum vorbește, cum povestește, cum explică lucrurile și cum a ajuns să înțeleagă cumva echilibrul între comportamentul uman și ce e sănătos. Și ce, cât, știi cum e ca și cu sarea? Trebuie să pui un pic de sare ca să faci mâncarea sănătoasă. La fel și un medic pentru oameni trebuie să dea sfaturile necesare cât să-i facă omului viața mai bună, nu să zică gata, de azi nu mai bem, nu mai fumăm, nu mai facem aia, că le faci degeaba, omor cum o să le facă. Așa că aș vrea să fac o introducere. Noi trebuie să realizăm că în momentul de față noi suntem oameni moderni și trăim și ne bucurăm de această viață modernă care vine cu niște riscuri de la sine. Altfel nu se poate, așa că trebuie să o lăsăm un pic mai moale cu noi, să nu ne mai simțim atât de vinovați pentru lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Ele fac parte din viața asta modernă și trebuie să o îmbrățișăm. Dacă o îmbrățișăm, nivelul nostru de stres o să scadă și nu o să te mai simți atât de vinovat că ai mâncat un hamburger sau ai băut un pahar de lapte sau ai mâncat o friptură de vită. Doctore, însă este spune-mi bine, dacă e adevărat, carnea roșie are mult fier în cantitate mare, dăunează. Carnea roșie are factor de creștere a celulelor canceroase. Asta a spus domnul doctor Virgil Stroiescu ieri. Am auzit și asta. Acum, uite, în știință, cumva, dacă ai o altă părere argumentată, nu înseamnă că te contrazici cu cineva. Orice aliment poate să aibă și, să zic, lucruri bune și lucruri rele. Depinde la care te uiți și pe care le iei și cum alegi să le echilibrezi. Carnea roșie este, într-adevăr, pe prima listă de cancerigene publicată de Organizația Mondială a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății are o listă de alimente care sunt clar cancerigene, posibil cancerigene, puțin cancerigene, necancerigene. Alea care sunt clar cancerigene, pe alea care sunt clar cancerigene, sunt două elemente pe care le mâncăm des, din păcate. Carnea procesată, asta aș exclude din start pe cât se poate de mult. Carnea procesată înseamnă cârnați, mezeluri, crembuști, exact. Asta, hot dog, asta trebuie excluse, e poate printre cele mai cancerigene alimente. Dar și carnea roșie se află acolo. Nu neapărat din cauza conținutului de fier, pentru că noi avem fiecare moleculă de hemoglobină are fier în consistența ei. Noi avem nevoie de fier. Fierul în exces se excretă, îl dăm afară. Însă și nici măcar acest factor de creștere de care a spus, nu știu ce să spun de el, dar carnea roșie preparată termic este cancerigenă. Asta este clar. Recomandarea... Cum adică carnea roșie preparată termic? Stai un pic, adică? Adică carnea roșie pe care o faci la grătar. Cum mănânci carne? Ce înseamnă carne roșie? Înseamnă porc sau înseamnă, de cele mai multe ori, vită, da? Cum mănânci vită? O faci pe grătar, da? Că te duci să mănânci un steak și ăla îl faci pe grătar. Sau ciorbița de făcută. Acel steak...
Ok, uite, cioplița de făcuță nu mai este atât de cancerigenă pentru că ea fierbe la o temperatură mai mică. Dacă pui carnea la 180 de grade pe grătar, aceea este cancerigenă, într-adevăr. Acum, fii atent, recomandarea oamenilor deștepți este de a mânca maxim 100 de grame de carne roșie pe săptămână. Acum, zi-mi tu, arată-mi-l tu pe acela care zice restaurant, zice roșie, o friptură de vită, medium rare, să fie de 100 de grame, vă rog. Doctore, stai un pic, că știi vorba aia, ne bagi mortul în casă. Adică cu toate poveștile astea, deci nu e treaba cât Păi să... nu fac asta. Totuși trebuie să știm că această carne roșie este un cancerigen și fie de mai este încă o recomandare. Dacă vrei să o faci mai puțin cancerigen în carnea roșie, trebuie să o gătești la maxim 90 de grade Celsius și înainte să o gătești să o încălzești în cuptorul cu microunde. Deci e clar. Acum zic cine face Da, asta? exact. Și Nu, tot nu face asta. domnul Virgil Stroiescu ne Da. spunea că laptele de vacă nu este sănătos pentru om. Are de 3 ori mai multe proteine, intoxicația cu proteină. Laptele de vacă. Nu există intoxicație de proteină. Într-adevăr, a vorbit de caseină, dar, din nou, acestea sunt niște detalii pe care ieri le-am auzit, dar, din nou, hai să înțelegem ce este laptele de vacă. Este un aliment care conține toți aminoacizii esențiali. Aminoacizii esențiali sunt aminoacizii pe care corpul tău nu-i poate produce și trebuie să iei din alimente. Într-adevăr, poți să înlocuiești laptele cu vegetale, dar nu găsești nicio legumă care să aibă toți acești aminoacizi esențiali. Deci dacă tu poți să ai o dietă vegetariană în care să-ți dedici, nu știu, minim o oră pe zi cât să-ți faci mâncarea vegetariană și să faci un platou în care să ai dovlecel fiert cu brocoli și cu morcov, astfel încât să faci toți acești aminoacizi esențiali de care ai nevoie, atunci bravo ție! Dacă nu poți să faci asta, îți recomand să bei un pahar de lapte pe zi ca să-ți aduce acest aport nutritiv zilnic. Deci laptele este considerat unul din cele mai echilibrate alimente și laptele este recomandat ca aliment. Sunt într-adevăr supoziții că ar fi nesănătos din anumite puncte de vedere, dar ele nu sunt atât de puternic argumentate științific în momentul de față. A spus și de ouă. Hai să zic Da. despre ouă și colesterol. M-a Despre dat asta peste chiar am cap un că mi-a articol zis că dacă scris. mănânci mai mult de un ou, două, maximum pe săptămână, nu e bine. Acum nu-mi dau seama, din păcate vorbim strict de anumite lucruri cu care eu nu pot fi de acord, dar și-ar vrea să le punctăm și pe alea pe care le-a spus și care sunt extraordinare. Legat de ou, un ou are în jur de 300 de miligrame de colesterol. Dacă mănânci un ou pe zi, îți faci un aport de 300 de miligrame de colesterol. Știi cât colesterol produce, același colesterol, produce ficatul tău în fiecare zi? 1000 de miligrame. Dacă nu mănânci un ou pe zi, ficatul tău o să facă 1 gram de colesterol pe zi. Dacă mănânci un ou pe zi, ficatul tău o să facă 700 de miligrame de colesterol pe zi. Pentru că aproximativ de 1 gram de colesterol pe zi ai nevoie, pentru că colesterolul este grăsimea care înconjoară celulele tale. Chiar domnul doctor a spus ieri că avem nevoie de grăsimi. Grăsimea este cea care formează acea membrană lipidică pe care o găsești la orice celulă din corpul tău. Deci, din nou, n-aș fi de acord cu această recomandare de a reduce atât de mult consumul de ou, care, din nou, este un aliment proaspăt, el nu este procesat. Dacă vrei să vorbim despre mâncare sănătoasă și nesănătoasă, Imediat, stai un aș vrea pic, să... doctore, că m-ai zăpăcit mililitri, colesterolul s-a dus, nu s-a dus. Deci dacă mănânc ou în fiecare dimineață, azi ouă ochiuri, mâine omletă, poi mâine, nu știu, ouă poșate și așa mai departe, mor Păi vezi, sau nu? acum depinde cum le faci. Nu, nu mor, Stai dar un pic, mă, dacă cum le mănânci în fac? fiecare zi o Cum omletă cu pot să prânză, faci ouăle cu fierte? șuncă, Fierte sau omletă? sunt foarte bune, fierte. Eu mănânc o fierte, mi se pare delicioasă. Le fac Cleioase, nu? un pic mai moi, Și așa, să bagi da. pâine așa. Când eram mic, Exact. îl puneam Și, în da, sunt cană cu pâine delicioase. și mestecam. Iar ăla e cel mai sănătos mod de a mânca ou, pentru că dacă îl faci ochiuri, tu îl prăjești. Prăjeala aia îl face într-adevăr cancerigen și adaugi grăsime, adaugi ulei pe care Deci îl asta e prăjești. problema. Asta nu e bine. Da. Aș vrea să avem valori de bază de care să ținem atunci când alegem un aliment în favoarea celuilalt. Mâncarea nesănătoasă are trei caracteristici de bază. Nu este nutritivă, da? Nu are nutrienți. Este procesată. Deci, adică, ce înseamnă? Hai să zicem un cartof, da? Pe care îl tai. Cartoful nu e foarte nutritiv. Tu îl tai și îl prăjești ca să-l faci chipuri.
Deci este deja procesat. După aia mai adaugi sare peste el, adaugi conservanți și îl strângi practic într-o pungă și aia este mâncare procesată. Când alegem mâncarea, trebuie să ne gândim cât efort i-a luat acelei, să zic, producător să facă mâncarea aia. Dacă ai cules mâncarea și ai mâncat-o, aia mi-a plăcut la nebunie ce a zis domnul Tărei, că e mâncare vie. Toată lumea zice, a, că vezi tu, merele sunt injectate, roșiile sunt injectate. Ok, poate, dar aia e mâncare vie. Dacă mărul ăla trăiește, înseamnă că ceea ce a fost injectat în el nu l-a omorât. Mărul ăla e viu. Păi... Cartoful prăjit din pungă este mort. Doctore, păi stai un pic, cartoful cum să-l mănânc? Crud așa? Nu crud, dar din nou, poți să-l fierbi, de exemplu, și e un cartof fierb, este puțin procesat. Din nou, cartoful fiert este puțin procesat, dar dacă îl tai, îl prăjești, pui sare, pui conservant și îl pui într-o pungă unde stă 2 ani, ai o mâncare intens procesată. Adică trebuie să ne gândim cât de mult a fost procesată o mâncare, cât de mult efort s-a depus pentru a obține acel produs final și cu cât s-a depus mai puțin efort, cu atât mâncarea aceea este mai bună pentru tine. Deci, cum am zis, mâncarea nesănătoasă este puțin nutritivă, este intens procesată, da, în procesul ei de producție, este foarte bogată în zahăr, sare sau conservanți, da? Și cam asta este mâncarea nesănătoasă. Mâncarea sănătoasă este fix opusul. Este nutritivă, este fresh sau este aproape deloc procesată sau puțin procesată și astea sunt valorile pe care trebuie să le avem când ne gândim deci la... Deci fibre vegetale, cei care mănâncă zilnic fibre vegetale au ocazia ca incidența cancerului să scadă cu 40%. 100% adevărat. Și fibre o oră vegetale și jumătate și... de mișcare. Da, o oră și jumătate sau depinde, nu știu, o jumătate de oră de mișcare intensă, de exemplu, de mers în parc rapid sau de alergați dimineața, joi la 6 dimineața, da, în parc. Da. Tu unde ești acum? La Timișoara. Dar data trecută mi-am luat, când am fost la Timișoara, data trecută mi-am luat echipamentul de sport și a rămas acolo în geantă. Și m-am zis foarte prost, m-am învinuit. Nu trebuia, că sunt om. Vezi exact de ce ziceam. Sunt om. Am avut treabă, n-am putut, e ok, Mișa, nu s-a întâmplat nimic. Dar am stat și m-am biciuit așa și m-am gândit, n-am alergat. Așa că ce am făcut de data asta? Nu mi-am mai luat echipamentul de sport la Timișoara. Bravo, doctor, ai rezolvat problema. Doctorul Mihail Pautov, oameni buni pe Instagram, pe Facebook, doctorul nostru preferat. Ce, Ciucă? Doctorului că vreau să merg cu el la alergat de săptămâna viitoare când se întoarce. Ciucă a zis că vrea să meargă la alergat și el. Păi mergem, să știi, dar am putea totuși să schimbăm 6-le la pe 7, să știi. Okay, și să facem 7 dimineața, da, înainte de a lăsa copiii la grădiniță. Alergăm săptămâna viitoare. Bine. Mișa, cum îți spun prietenii, pe Instagram ziua lui, urați la mulți ani. E singur la Timișoara, că am văzut ședința aia foto la tine pe Instagram și... Aoleu. Și viața e frumoasă. Este, da. Numai bine, doctore, ai grijă. Ai grijă de pacienții din Timișoara. Thank you. Mulțumesc. Sănătate. Și mâncați ce a zis doctorul. Mâncați ceea ce e crocant. Când e crocant, e fruct și e crocant, ăla e fibră. Cozonacul e dăunător? Este, da. A fost doctorul Mihail cu noi. Dar mai rămas pe ecran.